Facem wake-up call la Virgin Radio. Ce poate să meargă greșit? Am zis că trezim un curier din Iași, nu? Eu sunt prostul astăzi. Haideți, fiți atenți, o să fie foarte amuzant. Hai să-l sunăm, nu o să spunem cum îl cheamă. Nu, dar s-a înscris el sau a fost înscris? A fost înscris de cineva și nu vreau să... Poate ne ascultă, poate cine știe. Hai mă, zic că... Nu spun. Care sunt șansele? Nu spun. O să-i spun pe nume când îl... Când îl sunăm. Am crezut că avem aici o poveste a acestui wake-up call. Doamne, omul e curier. Da? Bine. Aflați după aceea povestea, ia, lăsați-o așa. Eu am sunat, să știi, la număr, cu minte. Așa. Șt. Alo? Alo, salut. Am și eu un colet de primit de la tine astăzi pe Bulevardul Independenței și voiam să te rog ceva. Dar nu fac eu Bulevardul Independenței. Nu știu din ai numărul meu. Am primit un mesaj că o să vină și mi-a dat numărul tău. Mă rog, ideea următoare, fii atent. O să coboare logodnica mea să ia cutia, dar nu trebuie să o lasă să desfacă. Asta e toată treaba, că am niște reviste de alea mai de ochiate înăuntru și nu vreau să știe. Ok? Oare de ce să nu cunosc clasul ăsta? Hai că știi și tu cum e, că suntem bărbați amândoi. Te mai uiști tu din când în când la reviste de-astea. Și probabil nu-i spui prietenii tale. Probabil. De ce ai prietenă? Da. Că mă gândeam că, uite, diseara mea e plecată și poate, acum că am revistele astea, n-am nici cu cine să mă uit, nu-mi place să mă uit singur, poate treceai pe la mine să-ți arăt colecția. Am niște ediții de infractoarea din 94 de stai în cap. Pe bune. Andrei te cheamă, nu? Da. Și nu e și ziua ta astăzi? Ba, da. Uh-huh. Și ai zis că ai și o iubită care probabil ține foarte mult la tine și ar vrea să-ți ureze la mulți ani în direct la Virgin Radio. La mulți ani, bună dimineața! Andrei, nu mai știai ce să zici la un moment dat. Te-am chemat la mine să te uiți la colecția mea de reviste. Da, fix, mai cunosc cu clasă. Când te-ai prins că ești șurubel? Scuză-mă! Îl cunosc, am urmărit multe tutoriale cu el la 10 lucruri și la mai multe. Asta înseamnă că stătea pe gânduri dacă să vină sau nu ar fi venit. Da, să mă duc totuși, are infractoarea din 94. Bună dimineața, Andrei, să știi că te-am scris iubita la Wake Up Call azi. Da. Chiar am reușit să te trezim sau deja te trezisi? Da. Băi, eu am căutat o stradă din Iași, acum m-am uitat și eu, am zis, bă, Bulevardul Independenței e mare, n-are omul cum să nu facă Bulevardul Independenței. Unirii, trebuie să zici. Ce? Nu mai. Pe ce bulevard ești astăzi? Strada Bucium. Pe unde? Strada Bucium, unde am fost să mâncăm atunci. Așa e. Bucium. Andrei, la mulți ani. Mulțumesc. Să fii sănătos, te iubește fata ta. Mulțumesc. Dar să ascunzi revistele alea, că vezi că tocmai ai recunoscut la radio că te uiți la ele. Lasă-mă că e ok. Stai liniștit, nu-i problemă. Da? Ți-ai auzit super faină și tu astăzi la Virgin Radio tocmai ai primit un... Wake